Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Doi bărbați au fost prinși de o patrulă a jandarmeriei în zona industrială de nord a municipiului, după ce au sustras componente de prindere de la linia de cale ferată industrială. Bărbații au comis infracțiunea folosindu-se de o cheie fixă, un ciocan și o daltă, care au fost ridicate în vederea continuării verificărilor. Jandarmii brăileni le-au întocmit celor doi actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, care au fost înaintate Poliției Transporturi Feroviale Brăila. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Asta par să spună acum doi bărbați care au încercat să fure de la calea ferată industrială, dar au fost prinși de jandari. De aici umbla pe acasă. Dar puneți în pericol casă. Da, e un bine mare. Ia să asta cu marți, 17 iulie, în jurul orei 19, o patrulă de jandarmerie a depistat în zona industrială nord a municipiului Brăila două persoane care au sustras componente de prindere de la linia de cale ferată industrială. Din verificările făcute la fața locului, jandarmii au constatat că cei în cauză, de 48 și respectiv 57 de ani, au desfăcut șuruburile de la 17 plăcuțe metalice care prin traversa de cale ferată și 32 de tirfoane cu scopul de a le transporta la domiciliile acestora, numai că acum ei au ajuns în atenția oamenilor legii. Pentru fapta comisă, celor doi le-au fost întocmite actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, uneltele folosite de către aceștia la comiterea infracțiunii fiind ridicate în vederea continuării verificărilor. În perioada campaniei electorale generată de referendumul național pentru demiterea președintelui României, Ministerul Administrației și Internelor desfășoară o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la sancțiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal, având ca slogan Votează legal. Materialele promoționale vor fi afișate la sediile tuturor unităților și subunităților de poliție, a celor de la jandarmerie, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în unitățile de învățământ unde vor fi amplasate secțiile de votare, precum și la sediile primăriilor. Polițiștii asigură cetățenii că vor acționa ferm față de orice încălcare a legii și vor manifesta echidistanță, indiferent de calitatea celor care încalcă normele legale în vigoare. Orice încălcare a reglementărilor electorale în vigoare se anunță la numărul unic de urgență 112. Alegătorul care votează de mai multe ori în ziua referendumului riscă închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Atenție, și tentativa se pedepsește cu închisoare. Dacă în ziua referendumului vă aflați în altă localitate decât cea în care sunteți înscris pe lista electorală, puteți vota pe o listă suplimentară, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila asigură cetățenii că vor acționa ferm față de orice încălcare a legii și vor manifesta echidistanță, indiferent de calitatea celor care încalcă normele legale în vigoare. Autoritățile au prevăzut măsuri pentru a depista fraudele electorale, iar cetățenii care săvârșesc asemenea fapte vor suporta rigorile legii. Astfel, legea prevede termen de 60 de zile de la data referendumului în care Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare, autorității electorale permanente. Acestea vor fi verificate în vederea depistării eventualelor voturi multiple și se vor sesiza organele de urmărire penală în cazul persoanelor care au votat de mai multe ori. Ceprohartul și fosta uzină Progresul sunt în atenția autorității pentru valorificarea activelor statului. Prezent la Brăila marți după amiază, președintele autorității, Marius Obreja, a declarat că Ceprohartul este o societate comercială extrem de importantă, care trebuie promovată și ajutată, mai ales că este una dintre societățile cu capital majoritar de stat unde se mai face cercetare și rezultatele sunt extraordinare în condițiile crizei economice. Sala Mare a Prefecturii a fost gazda marți după amiaza unui eveniment deosebit. Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Marius Obreja, proaspăt numit în funcție, a vizitat câteva obiective de interes din Brăila. O primă oprire a fost la Ceprohart, o societate extrem de importantă, care prin cercetare a obținut rezultate foarte bune și cu un potențial enorm. Întâlnire la Ceprohart cu administrația de acolo și atingerea unor puncte sensibile ale societății comerciale, la care am și încercat să găsim oarece soluții legale, acolo unde, din calitatea de acționar sau depozitar al participațiilor statului la Ceprohart, noi putem face ceva.
Aceste puncte sunt și de ordin juridic, și de ordin comercial, și de ordin informal. Este clar că undeva joi, vineri, luni, joi, vineri, săptămâna asta, luni, săptămâna viitoare, câteva dintre ele vor fi bifate. În măsura în care există interes din partea noastră, aș putea să le și detaliez. Acum este chiar... Este chiar interesul vine din partea dumneavoastră. Noi putem să fim subiectivi în aprecia sau a prioritiza. Clar este faptul că CEPFART-ul reprezintă unul dintre puținele instituții ale capital majoritar de stat la care se mai face activitate de cercetare. Este evident că dânsii se focalizează pe o nișă ca producător și cercetător, pe o nișă de piață care este foarte, foarte interesantă. Eu personal am avut cam jumătate din viață parcursă, stat activă în domeniul privat, jumătate cel în zona și fiind retribuit de către stat. Dar ca un om de business privind spre CEPFART, văd ceva foarte, foarte interesant. Adică cu știință, cu ceva care s-ar putea transforma într-un lucru frumos. Totodată acesta a dezvăluit că s-a întâlnit și cu administrația și patronatul de la fosta uzină Progresul pentru încheierea procedurii de monitorizare post-privatizarea companiei. Un alt subiect de discuție a fost și cel legat de datorii printre societățile din Brăila datoare la autoritate cu câteva zeci de milioane de lei, fiind chiar CET-ul. Casa Corpului Didactic Brăila desfășoară un nou proiect de formare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, profesional și tehnic, secundar inferior și secundar superior pentru 240 de persoane din Brăila și Prahova. Proiectul a ajuns deja în cea de-a treia serie de formare, iar în acest weekend are loc evaluarea cadrelor didactice înscrise la două module, curriculum și formarea competențelor IT. Profesionalizarea carierei didactice, noi competențe pentru actorii schimbării în educație din județele Brăila și Prahova. Este unul dintre proiectele de formare profesională a cadrelor didactice desfășurat în această perioadă prin Casa Corpului Didactic Brăila. Proiectul obținut în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se desfășoară pe o durată de 3 ani. La Casa Corpului Didactic Brăila se desfășoară a treia serie de formare pentru proiectul Profesionalizarea carierei didactice, noi competențe pentru actori ai schimbării din județele Brăila-Prahova. La această a treia serie participă un număr de 240 de cadre didactice, atât din învățământul preșcolar, cât și din învățământul primar, învățământul profesional și tehnic, învățământul secundar inferior și învățământul secundar superior. În data de 14-15 iulie a avut loc evaluarea pentru cele două module de managementul clasei și metode interactive de predare-învățare. În săptămâna următoare, în data de 21 respectiv 22 iulie, va avea loc evaluarea cadrelor didactice pentru celelalte două module și anume curriculum, respectiv formarea competențelor IT. La această a treia serie, cadrele didactice au fost împărțite în două serii de formare, serii mari de câte 120 de cadre didactice, care la rândul lor s-au împărțit în câte 4 subgrupe. Formarea s-a desfășurat la școala CS Alda și la colegiul Ana Azlan. Cadrele didactice formatoare au fost profesori din învățământul preuniversitar și profesori din învățământul universitar. Pentru orele de curs, profesori universitari au fost de la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, iar pentru orele de seminar, cadrele didactice au fost atât din învățământul preuniversitar din Ploiești, cât și din învățământul preuniversitar din Brăila. Acesta nu este singurul proiect de formare a cadrelor didactice desfășurat la Brăila. Amănunte despre formarea continuă a profesorilor de limba română, limba engleză și limba franceză aflați în cadrul știrilor Mega TV de joi, 19 iulie, de la ora 18, dar și pe www.brăila.tv.
Festivalul Internațional de Folclor Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării, aflat la cea de-a 6-a ediție, se desfășoară în acest weekend la Brăila. La ediția de anul acesta au fost admiși 22 de concurenți români din mai toate județele, Brăila fiind reprezentată de o singură voce, Maria Alexandra Pârlitu. Lor li se adaugă alți 9 concurenți străini. Premiul 1 este în valoare de 5.000 de euro, premiul 2 de 3.000 de euro, premiul 3 1.500 de euro. De asemenea, vor fi acordate 3 mențiuni câte 500 de euro fiecare, dar și premii speciale. Concursul se desfășoară live, acompaniamentul fiind asigurat de Orchestra Lăutarii dirijată de Nicolae Bodgros din Republica Moldova. Consiliul Județean și Centrul de Creație Brăila, organizatorii acestui eveniment, își propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații și afirmarea de noi interpreți ai genului vocal destinat prin definiție să sporească bogăția spirituală a tuturor locuitorilor de la Dunăre și nu numai. Vineri, 20 iulie, invitat de onoare este Dinu Iancu Sălăjan. Sâmbătă este programat un recital de excepție al unor tineri soliști de muzică populară, iar duminică recitalul va fi susținut de câștigătoarea premiului întâi de anul trecut și de către Constantin Enceanu. Duminică 22 iulie vom afla și câștigătorii de anul acesta. Scene de viață campestră, Viața cea nouă și Eu motanul sunt titlurile pe care vi le propunem săptămâna aceasta. Cărțile se regăsesc pe rafturile Bibliotecii Județene Panaiti Stratei, la secția Împrumut sau la sala de lectură. Ca în fiecare săptămână vă prezentăm 3 titluri de excepție ale unor autori celebri, care sperăm că vor fi pe placul dumneavoastră. Acestea, dar și alte titluri, se regăsesc la Biblioteca Publică, la secția Împrumut sau la sala de lectură. Bine v-am regăsit! Iată-ne din nou la Biblioteca Județeană Panaiti Stratei, la obișnuita noastră întâlnire săptămânală cu literatura contemporană universală. Și pentru astăzi am pregătit 3 titluri. Primul dintre acestea aparține scriitorului evreu Amos Oz, Scene de viață campestră, cu un subtitlu Roman din povestiri. Înconjurat de vii și livezi, satul Tel Ilan pare predestinat unei rutine bucolice, cu ritmuri tihnite și imobile. Însă în fiecare casă, în spatele obloanelor lăsate, se ascunde o dramă, iar în fiecare suflet există o cicatrice. E de ajuns să se producă un mic incident, pentru ca neliniștile să iasă la suprafață și rănile vechi să se redeschidă dureros. Amos Oz pune întrebări, formulează ipoteze, sugerează existența unor secrete teribile, însă nu ne dă niciodată un răspuns. Iar din acest mister se naște frumusețea scenelor de viață campestre. Continuăm cu un laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2006. Este vorba despre turcul Orhan Pamuk și romanul Viața cea nouă. Un roman nou, parcă răsărit din îndoielile cel macină pe Borges și călăuzit de lirismul vioi al lui Marques. Elaborat și dinamic, acest clar obscur ficțional urmărește amestecul de culturi, de Occident și Orient, și adaugă un capitol strălucitor în enigma identitară pe care, prin romanele sale, Orhan Pamuk își propune să o orchestreze. Încheiem cu un scriitor japonez, cu Natsume Soseki, cu romanul Eu, motanul, o scriere nostimă, avem de fapt o nonșalantă succesiune de anecdote spuse de un motan care nu are nume, nu a prins în viața lui un șoarece și nici nu este bun la nimic altceva, în afară de a observa ființele umane. Țin să le comunic stimaților cititori că nu mi se pare deloc normal ca oamenii să ne disprețuiască pe noi pisicile. O fi vreun obicei al profesorilor care nu pricep mare lucru, dar se poartă de parcă ar fi stăpânii lumii. O fi noi pisici, dar nu putem fi date așa de ușor la o parte, mărturisește motanul lui Soseki în cartea Eu, motanul. În această perioadă, Biblioteca Județeană Panaiti Stratei este deschisă iubitorilor de carte în intervalul orar 10-18. Componentele echipei HC Dunărea au intrat în cea de-a doua săptămână de pregătire cu 2 antrenamente pe zi, primul dimineață pe nisip la Galați, cel de-al doilea după amiază la stadionul municipal sau în sala de forță de la Polivalentă. Astăzi însă profesorii Ioan Băban și Cristian Preda au programat doar o ședință de pregătire, cea de pe nisip, pentru că după aceea handbalistele vor efectua vizita medicală. Joi se încheie primul ciclu de pregătire, cel pentru readaptarea organismului la efort, urmând ca în perioada 20-28 iulie lotul echipei Brăilene
mâine să își mute cartierul general al pregătirilor la cheile grădiștei în Moeciu. Pentru următorul sezon competițional, clubul brăilean și-a întărit lotul cu un portar de lot național, Mirela Nichita, urmând ca în perioada imediat următoare să mai vină extrema stânga a Naționalei Ucrainei și a doua marcatoare din sezonul precedent de la CSM Bacău 2010. Gruparea de la Dunăre se va despărți de câteva jucătoare care nu au dat randamentul scontat. Ele însă nu vor fi ciodată definitiv, ci doar vor fi împrumutate la alte echipe. Traseul aproximativ pe care HC Dunărea îl va parcurge în perioada meciurilor amicale cuprinde turnee în țară la Roman, Cluj, Baia Mare, dar și în Ungaria. Pe 24 și 25 august va avea loc un turneu la Brăila, la care invitate ar putea fi CSM București, CSM Ploiești, HCM Roman sau Oțelul Galați. În ultimile două zile ale lui în august, HC Dunărea va susține amicale cu echipe din eșalonul al doilea, de la Slobozia și Buzău, partide în care cei doi tehnicieni să poată decide în privința primului șapte pe care se vor baza în runda inaugurală a turului Ligii Naționale de Handbal Feminin.